Peter Wagner, directorul Serviciului Instrumentelor de Politică Externă al Comisiei Europene, s-a întâlnit luni, 2 septembrie, cu Alexander Petkov, primarul municipiului Bălți, pentru a discuta despre posibilele investiții ale Uniunii Europene în sectoarele sociale ale orașului. I'm here today and had in this context of my visit a meeting with the mayor. We discussed how the European Union and notably our projects are in the process of supporting reforms that are going on in the country. Notably reforms in the social sector, where we are having a very specific project with our partners, People in Need, where we are helping to roll out social services in the city, but also in some of the neighboring regions. Primarul municipiului speră că noua colaborare va fi una productivă pentru viitorul urbei. С представителями Европейской комиссии мы поговорили о необходимости более тесного сотрудничества в области социального обеспечения тех центров, которые находятся в ведении премьер-министра муниципия Бэлс. Мы имеем 4 таких центра, кроме всего прочего. Мы имеем еще и обеспечение детей с особыми возможностями в образовательных учреждениях. În orașul Bălți, datorită sprijinului de 7 milioane de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, dintre care 2,4 milioane sunt sub formă de grant, au fost cumpărate 22 de troleibuze și va fi reabilitată iluminarea stradală.